The Red Sea Crossing. Trecerea Mării Roșii. Egiptul este impregnat de o mare istorie a științei antice, a tehnologiei și a frumoaselor construcții. Însă există dovezi că fiii lui Israel au trăit vreodată aici, în Egipt? Acum mulți ani, această mare piatră a fost descoperită în prima cascadă a Nilului, în insula Elefantina. Inscripția spune, timp de 7 ani nu a fost suficientă irigare de la Nil. Ca rezultat, toate grânele erau aproape fără rod. În această problemă grea, regele Cheser a amintit zeului Imhotep că odinioară eliberase Egiptul dintr-o calamitate similară. Imhotep se poate găsi în istoria Egiptului în multe locuri și se pare că a fost un înțelept ce a fost luat la Dumnezeu la câteva secole după moartea sa. Cel mai probabil este că Imhotep a fost arhitectul ce a conceput și construit mormântul Cheser în întregime din piatră. Cunoscut ca un sculptor, preot, vindecător, Imhotep este considerat prin excelență geniul regatului vechi. Imhotep a salvat chiar și țara lui de foamete. Ar putea Imhotep și Iosif să fie aceeași persoană? Să ne îndreptăm spre Saqqara, Egipt, la mică distanță de sudul orașului Cairo. Aici este locul unde a fost construită prima piramidă. În vechiul Egipt se numește piramidă întreptă datorită formei sale cu diferite nivele. Dacă privim cu atenție, putem vedea că odinioară a fost aplicat un strat de pietre finisate peste cărămidă, creând o suprafață plană, dar majoritatea a fost eliminate. Aici este locul unde găsim statuia faraonului Cheser, cel căruia i-a slujit Imhotep. Pe suprafața bazei acestei statui s-a găsit menționat că Imhotep a fost un om și nu un Dumnezeu. El a fost primul după rege, conform desenului arătat aici. Între complexul de edificii, sala principală este importantă pentru noi. Aici este locul unde, împreună cu alte zone din Egipt, Iosif a salvat țara de foamete. Iosif a zis lui Faraon, iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei, vor veni 7 ani de foamete și foametea va topi țara. În zilele lui Iosif, când cineva intra în edificiu, mergea pe acest culoar pentru a cumpăra grâne. Existau multe tarabe deschise pentru ca clienții de diferite limbi să poată cumpăra alimentele atât de necesare. Foamete abântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Ieșind de pe culoar, în partea din spate vedem într-o parte o serie de structuri adânci, unde grânele s-au stocat sub pământ pe timpul celor 7 ani de abundență. Apoi, pe timpul celor 7 ani următori, a fost vândut egiptenilor și vizitatorilor din alte țări. Un sistem de silozuri subterane verticale au creat un ambient mai rece pentru grânele stocate. Acesta a fost proiectul geniului lui Iosif. Când se scoteau grânele din hambar, erau urcate de-a lungul acestor lungi scări ce coboară. Silozurile de grâne erau interconectate prin intermediul tunelelor ce permiteau grânelor să curbe spre bază, către un punct de centralizare la baza scării. Un raport despre metoda de scoatere a grânelor se poate vedea în hieroglifele ca acestea din Teba, ce arată cum sacii de grâu sunt urcați pe scările grânelor. Alt exemplu al acestora se poate vedea la mormântul lui Iti. Ca un gest de onora pe Domnul Cerurilor, Iosif a construit această primă piramidă din Egipt în Saqqara, pentru a-și exprima recunoștința sa lui Dumnezeu pentru salvarea poporului egiptean de foame. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul și în țara Egiptului și la Hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. Secole după aceea, mai multe piramide mari s-au construit în Egipt, urmând exemplul lui Iosif sau Imhotep. 2,3 milioane de blocuri mari de pietre ce cântăresc între 2 și 3 tone fiecare au fost folosite la piramida cea mai mare și poate determina de cineva să se întrebe cum s-au putut construi cu tehnologia antică. Ron Wyatt a făcut mai multe investigații pe tema aceasta pentru a putea arunca lumina asupra acestei enigme. A citit relatarea lui Herodot, pietrele folosite la construirea piramidelor au fost ridicate de oameni folosind o schelă mică de lemn. Dispozitivele pentru ridicare au fost folosite pas cu pas. Domnul White a recunoscut dispozitivele de ridicare în hieroglife. Aceste dispozitive de ridicare au fost așezate la capetele fiecărui bloc de piatră ce urma să fie ridicate. În Saqqara putem vedea hieroglife cu 3 mașini de înălțare lângă o formă de piramidă.
mari lemne pentru pârghii au fost găsite în mormântul regelui Tul și au fost folosite la mașini. Un număr de astfel de pârghii erau așezate lângă blocul ce urma să fie ridicat și trebuiau manevrate în același timp. Un bloc mare era transportat la mașină. După aceea, brațele de pârghie din fiecare latură erau trase în jos, cu corzi înodate pentru a roti manivelele, astfel ridicând blocul de piatră după cum era nevoie. Când blocul era înălțat la nivelul dorit, se împingea la locul lui și apoi era înălțat iarăși. Trebuiau să fie folosite aceste tipuri de mașini elevatoare. Domnul Wyatt a făcut o demonstrație a acestui sistem de ridicare domnului Nasib Hassan, directorul Organizației de Antichități Egiptene din Cairo. Demonstrația a fost filmată de televiziunea japoneză Nippon și mai târziu a fost emisă în Japonia. Această mașină pare a fi o soluție simplă pentru construirea piramidelor. Când Moise era un bebeluș, mama sa, înlocuitoare egipteană, a fost Hatshepsut și numele lui Moise era Senmut. Șarpele de pe frunte semnifică titlul de principe. Ca adult, numele lui Moise era Tutmoses al II-lea. Un profil lateral al lui Moise arată caracteristica nazală evreiască. După ce Moise a omorât pe egiptean, a fugit din Egipt de frica faraonului. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise, dar Moise a fugit de înaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gershom, căci a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Aceasta ne spune că Moise nu se găsea în vreo zonă controlată de egipteni. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Domnul i-a spus lui Moise să readucă pe fiii lui Israel din nou la acest munte, afară din Egipt. După ce 10 plăgi au biciuit pe faraon și pe egipteni, în final a acceptat ca Moise să ia pe copiii lui Israel afară din Egipt. Bazat pe cercetarea făcută de Ron Wyatt, rezultă că faraonul din Exod a fost Amenhotep al III-lea. Aici vedem pe Amenhotep primind oncul ca un simbol al puterii și al vieții noi pe care o primea în trupul său. Domnul Wyatt a speculat că fiul mai mic al lui Amenhotep a fost regele Tutankhamon și că a fost omorât de către îngerul nimicitor în a 10-a plagă. Amenhotep și Tut erau guvernanți în acest timp la sfârșitul dinastiei 18 în 1446 înainte de Hristos. În mod surprinzător, revista Arheologia Biblică a arătat că majoritatea arheologilor nu cred în exodul din Egipt. Tradiția a spus că exodul din Egipt a condus pe fiii lui Israel în peninsula Sinai, dar nu s-au găsit probe că ei ar fi fost timp de 40 de ani în acel loc. În plus, tradiția a mai spus că fiii lui Israel au trecut Marea Roșie într-o regiune ce nu coincide cu relatarea biblică. Ar putea lacul Amar să fie Marea Roșie de care vorbește Biblia? Ar fi putut ca mii de soldați să se înece în ape relativ puțin adânci? Tradiționalul munte Sinai, Jebel Musa, este situat în zona sudică muntoasă a peninsulei Sinai. Acest munte a fost ales de Elena, mama împăratului roman Constantin, în secolul IV, și n-a fost ales pentru nicio descoperire arheologică din acest loc, ci bazindu-se pe visul lui Constantin și ulterior ales de Elena ca muntele Sinai. Mai târziu, în secolul VI, împăratul Justinian a construit mănăstirea Sfânta Cătălina la poalele muntelui pentru a-i da un sens spiritual locului. Aceasta este tradiția. Dar care este adevărul? Să ieșim din poveștile făcute de oameni și să ne punem întrebarea. Trebuie tradiția să fie deasupra Bibliei? Ce ne spune Biblia despre exodul din Egipt? Copiii lui Israel locuiau în cea mai bună parte a țării în ținutul lui Ramses, cum a poruncit faraon. Această zonă este fertilă delta Nilului din nordul Egiptului. Israel a locuit în țara Egiptului în ținutul Gosen. Aceasta, de asemenea, descrie fertilă delta Nilului. Delta Nilului se vede aici, în terminația nordică a Nilului, plină de o vegetație exotică și în contrast cu deșertul înconjurător.
În noaptea Paștelor, întâiul născut din fiecare familie de egipteni a murit în plaga 10-a. Atunci fiii lui Israel au ieșit din Egipt în aceea zi. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot și tocmai în ziua aceea toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. În ziua Paștelor, fiii lui Israel au trecut cananele Nilului și s-au format ca o unitate organizată în Sucot. Propriu zis, ieșiseră din țara Egiptului, însă încă se aflau într-un teritoriu controlat de egipteni. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Deșertul Mării Roșii este ceea ce astăzi numim peninsula Sinai, care este înconjurat de ambele părți de Marea Roșie. A fost prin nordul regiunii pe unde ei au călătorit zi și noapte în fuga lor din mâinile lui Faraon. Ziua, umbra coloanei de nori a fost peste ei, de asemenea le-a asigurat umiditate. Noaptea, coloana de foc le-a asigurat lumină pe drum. În Etam, s-au întors și s-au îndreptat spre sud, spre munții deșertului Mării Roșii. Călătorind printr-un canion îngust, apoi s-au oprit la Marea Roșie. Această extensie a mării se numește Golful Aqaba astăzi, însă în zilele lui Moise se numea Marea Roșie. Împăratul Solomon a mai făcut și corăbii la Etiom Geber, lângă Elot, pe țărmurile Mării Roșii, în țara Edomului. Vechiul Elot este modernul Eilat Israel. Actualul nostru golf de Aqaba a fost antica Mare Roșie sau Yang Suf. Aceasta este plaja pe care copiii lui Israel erau prinși și capcana de a mai scăpa. Armata egipteană se apropia cu repeziciune și moartea părea iminentă. Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Copiii lui Israel se găseau deja în afara Egiptului când se aflau în fața trecerii Mării Roșii. Aceasta exclude orice trecere a lacurilor Amare sau canalului de Suez. Acesta este locul unde Dumnezeu se pregătea să facă înaintea poporului său o mare minune care dovedea iubirea și grija lui pentru ei. Aceasta este mare plajă în golful Aqaba, numită Nueiba Egipt. Aici este locul unde se părea că forțele Întunericului erau pe punctul să triumfe, însă Dumnezeu controla situația. În partea cealaltă a golfului se afla țara Madian și Muntele Sfânt al lui Dumnezeu. Urmau să tăbărască între Migdol și Mare. Migdol înseamnă un oraș întărit sau un turn. În extrema nordică a plăjii se găsesc resturile unei antice fortărețe, astăzi încă parțial în picioare. Cândva avusese trei niveluri cu capacitate pentru a adăposti sute de soldați egipteni ce trebuiau să supravegheze scăparea prin nordul acestei plaje. Poziționarea este exact în punctul cel mai îngust al locului, între munți și mare, cu scopul de a controla mișcarea călătorilor prin această zonă. Fortăreața primește astăzi un nou strat de tencuială, ce din nefericire acoperă blocurile de piatră originale. În partea din fața fortăreței putem vedea construcția de piatră ce forma intrarea în structură. În mijlocul curții putem vedea o fântână antică ce asigura apa dulce pentru numeroșii soldați egipteni găzuiți aici. În exterior putem vedea cât de înalt a fost construcția în antichitate, un total de 3 niveluri pe înălțime. Altă descriere a locației pentru traversarea Mării Roșii este să tăbărească înaintea Pihahirotului, ce înseamnă gura unui canion sau găuri. Când copiii lui Israel au intrat pe plajă, călătoriseră printr-un sistem de canioane sau văi și au găsit această plajă la Marea Roșie. Biblia ne spune, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. În sfârșit trecuseră de canioanele ce șerpuiau drumul printre munți, însă acum erau prinși în această plajă. Îngerul lui Dumnezeu ce mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor, el s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. În acest loc este unde coloana de nor a blocat pe egipteni să înainteze asupra copiilor lui Israel.
Hosehus ne spune, pentru că era de fiecare parte un lanț de munți ce termina în mare, ce erau de necirculat din cauza asperităților și au blocat fuga lor. Trebuie că a fost emoționant când au ajuns pe plajă înaintea mării, însă imediat s-a transformat în tristețe dându-și seama de situația dificilă și că erau încolțiți pe plajă, așteptând moartea în mâinile lui Faraon. Despre centrul plajei se putea vedea deschizătura între munți la distanță, însă să ne îndreptăm spre sud cu scopul de a descoperi un vestigiu incredibil aici pe plajă. Aproape de șosea vedem această mare coloană ce a fost descoperită de Ron Wyatt în 1978, în prima sa vizită pe această plajă. Căzuse și se găsea aruncată la marginea apei, însă astăzi se găsește la vreo 150 de metri de mare și a fost așezată în beton. Caracteristicile unice ale coloanei de granit roșu indică faptul că e vorba de o arhitectură feniciană sau evreiască și are 3000 de ani vechime. A fost așezată aici cu un motiv pentru a marca locul trecerii Mării Roșii pe pământ uscat. Acest stâlp, de asemenea, se menționează în Biblie. La hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. În extrema sudică a plajei este locul unde putem vedea coloana. O altă coloană identică pe partea cealaltă a golfului, pe malul Arabiei Saudite, a fost găsită de Ron Wyatt în 1984 și a fost arătată autorităților saudite. Pe stâlpul saudit se găseau inscripții evreiești ce includeau cuvintele Faraon, Mizraim sau Egipt, Moise, Moarte, Apă, Jehova, Solomon, Edom. Inscripțiile acestei coloane au fost eliminate deoarece egiptenii ce locuiau aici nu s-au entuziasmat cu o marcă de comemorare evreiască localizată în propria curte din spate. Folosind Google Earth, oricine poate mări în această zonă a plajei și vedea stâlpul aproape de șosea. Aceasta este o folosire interesantă a tehnologiei pentru a vedea cum Biblia prinde viață. Stâlpul se găsește aici ca un martor al adevărului, marcând trecerea Mării Roșii. De aici putem vedea apa ce cândva a fost un obstacol în calea fiilor lui Israel. La scurtă distanță, în josul pantei, ajungem pe malul mării, unde a avut loc o minune extraordinară, unde Domnul a oferit o crotire poporului său, în ciuda faptului că erau supărați și plângăreți. Nu ești tu acela care ai uscat marea, apele adâncului celui mare și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpărați? Timp de secole, această plajă a fost numită loc de trecere a Mării Roșii în acest punct exact. În Google Earth putem vedea numele Nueiba în acest punct al plajei. Această veche hartă detaliată ne descoperă numele complet al plajei, Nueiba al Muzainah. Numele acestei plaje, Nueiba al Muzainah, ne confirmă că ne aflăm în locul corect. Traducerea acestui nume înseamnă despicarea apelor lui Moise. Aici este locul unde apele au fost deschise de mâna lui Dumnezeu. Domnul a demonstrat poporului său că urma să fie salvatorul și ocrotitorul lor în momente de dificultate. Datorită providenței divine, avem confirmarea că ne aflăm în locul corect. Cândva Moise s-a aflat aici cu copiii lui Israel și apa a fost despicată înaintea lor de mâna lui Dumnezeu, un surprinzător martor al adevărului. Hărțile cu adâncimea golfului Aqaba arată adâncimea lui către nord și adâncimea lui către sud. Între aceste două zone adânci se află un drum prin mare. Când Ron Wyatt a fost în acest loc în 1978, a hotărât să cerceteze apele de aici, pentru orice dovadă ar fi putut găsi, în urma celor aproximativ 20.000 de care, în afară de cai, călăreți, soldați și pedeștri. Ceea ce a găsit a fost confirmat și de alții. A face scufundări aici este foarte ușor, deoarece apa este foarte limpede. Investigațiile au arătat artefacte ce confirmă concluziile noastre anterioare despre acest loc. Fundul mării este neted și are forme line.
Primul nostru artefact este această roată de car ce conține încă trei din cele patru spițe, cât și axul ce se extinde înspre în sus. Vedem aici unghiuri de 90 de grade, ce sunt un semn al unei construcții făcute de om. Domnul s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a scos roatele carelor. Roata de car de 6 spițe a fost cea mai folosită de egipteni. Carele egiptene erau cunoscute ca având axuri de metal în centrul roții. Folosind detectoare de metal, scafandrii au găsit metale în centrul ridicat al roților, ce acum sunt acoperite de corali. Aici vedem o altă roată de car de 4 spițe, căreia îi lipsește o spiță și axul înălțat. Coralii au conservat forma roții, menținând dovada lucrării omului, chiar și după ce lemnul a dispărut. Aici vedem o altă roată suspendată pe axul ei, în poziție fermă, are 6 spițe și un ax central înalt. Ron Wyatt a realizat multe călătorii aici și a găsit multe artefacte. Aceasta ar fi putut fi odinioară cabina unui car. Aceasta pare a fi o altă roată de car. De asemenea, s-au găsit aici resturi de cai, ca această copită. În actualitate, nu există cai aici, în peninsula Sinai. De asemenea, s-au găsit resturi umane, ca acest femur acoperit de coral, la dreapta. Probele de laborator au confirmat că este cu adevărat os uman. Și alte oase au mai fost găsite. O secțiune transversală arată osul în interiorul coralului. Aici vedem o roată de car așezată pe axul ei, în această imagine din 1978 filmată de Ron Wyatt. În continuare, vedem o roată de 8 spițe, căreia îi lipsește o spiță. Roțile de 8 spițe s-au folosit doar pe perioada dinastiei 18, în timpul Exodului. Prima descoperire aici, în locul trecerii, este această tablă de aur ce a fost aruncată în spatele unei roți de 4 spițe. Biblia ne spune că au fost 600 de care alese folosite în urmărirea fiilor lui Israel. Acest artefact a fost abandonat la o adâncime de 60 de metri, deoarece pentru a-l ridica la suprafață era nevoie de echipament special. În prezent încă se găsește la locul lui de descoperire. Datorită prezenței atâtea dovezi a existenței carelor în această parte a golfului, ne întrebăm dacă și în partea saudită putem găsi alte părți de care. Aceasta ar demonstra continuitatea artefactelor. Pe partea opusă a plajei de Nueva, inspecționarea fundului Mării Arabiei Saudite tocmai a fost terminată pentru a vedea dacă părți de care puteau fi găsite și de această parte a trecerii Mării Roșii. Pe când cerceta apele Arabiei Saudite, Rebecca Conchin a descoperit această frumoasă și rotundă mostră de roată de car cu un ax central înălțat. Aceasta este confirmarea faptului că părțile carelor continuă în partea cealaltă a locului trecerii, în punctul opus al Nueva. Confirmând poziționarea trecerii Mării Roșii, oricine poate concluziona fără să se înșele că adevăratul munte Sinai trebuie să se găsească în Arabia Saudită, în Madian, exact cum spune Biblia.